Salutare chat, bine v-am găsit la un nou episod și astăzi căutăm prin replay-uri pe C un replay mai deosebit. E bine că n-am făcut asta dinainte, motive. Mă, avem un match cu IS7. Avem abonați care au IS7. Aici, top G din aia. Băieți adevărați, nu ca mine, care nu-l are. Da. Amă că-l știți pe celebrul linie, L, linie, L, smiley face, smiley face. Bun. Văd că suntem pe... Nici nu mai contează. Maginot Line Winter Edition. Da, așa. Am prins destule tankuri moderne, să vedem ce și cum facem. Urăsc replay-urile de la Gaijin, că zice connecting, deși el e conectat. Oh, da, OF40 și IS7 în echipă. Balanced, as all things should be. Bun. Frumoasă pălărioara, nu o să vă mint. Ia să-i facem așa o panoramică. Am vrut să zic alt cuvânt cu P. În fine. Nici nu înțeleg nimic de tufe. Bazat băiatul. IS7, ce vreți. Mă... Nașpa că dă de multe hituri și APFSDS-uri și nu prea mai contează așa mult și să fie important armura. Ia vedeți-l. Frumos așa, n-aveți ce zice, mai ales camuflajul ăsta de iarnă cu tunul de 130. Nu-i ca și când poți să aibă alt tun, că nu suntem în World of Tanks, să modificăm tunuri. Bun. E frumos, n-o să mint, e frumos. Bun. Să vedem, MRB, mere mijlocul hărții și meciul pe realistic, lăsăm noi markerele să comentăm mai ușor. Și au 8 minute cât putem noi să comentăm. Să vedem, rachetă în automat, prima victimă. Ha. Fuse-ul, chat, fuse-ul, cât are fuse, by the way? 19 mm are fuse sensitivity-ul. Nașpa. Puteai să spamești cu mitraliera, cred că era mai practic dacă spamai mitraliera în racheta în automat, sincer. Și în ăsta la fel. L-au rezolvat pe băiat. Ama, cred că bagă reparații. Opa, aici suntem 48 la interval. Easy one shot. Văd că are două butoaie de smoke în spate. Drăguț. Sincer nu mi s-ar părut prea practice butoaiele astea, cam niciodată rar, foarte rar să zici că ai nevoie de ele. Ok, tras din mers frumos, ammo, one shot. Nu la mere, spam de mitraliere. Da, spam de mitraliere, măi. Eu spamam, așa vezi. Trebuia mai de dinainte. Ce-i drept. Așa. Ăsta încă e după clădire. Da, aude rachetă în automatul. Că se aude. L-a auzit, se repoziționează. Ah, mă, crezut că iese la colțul ăla, dar din păcate iese la următorul. Ok, verifică și alte colțuri. Place. Mă, stai mă, că sunt mai multe rachete în automatori în joc, mă, poate nu e același. Bun, au văzut că e ăsta în câmp deschis. Opa. Te-ai expus o țără cam nervos. Rachetă în automatul. Uai, ai scăpat la limită țără. Era să o încurci. E bine că totuși ai rămas 3 oameni în tank. Ha.
Alt rachetă în automat. De ăla e problema. Mephisto. Vedem. Sunt curios. Poate nu are sau cine știe, poate nici nu vrea să-și schimbe, să-și pună om. Fua, ce bounce urât. Urât, urât, urât. 313. Om, gen, să-și pună unul în plus. Că, na, i-ar mai fi, nu i-ar fi stricat. Știți cum e, mai bine unul în plus decât fără niciunul. Da. Fără niciunul, decât fără el, l-ați înțeles. Ok, 5 kill-uri, 5 minute. Ține B-ul. Mamă, ceea ce-a făcut aliații aici. Nice. S-au dus. S-au pușat nervos. Da, așa, frumos. Aud, da, elicopterul se auzea. Și văd că e un aliat cu un mediu în spatele lui. Pix aici a fost spotat, exact. La FT0, nu. Mai jos. Flancul din dreapta ca în gol, nu s-a înghesit nimeni pe el. Tot s-a înghesit centru stânga. Meciul ăsta. Și zic și de inamici, că vedeți cum s-au omorât pe cilișe. Bun. Tamul l-a văzut. L-a executat. O jumătate secundă prea târziu a tras. Aia e. Nașpa. Și-a luat și om, vedeți? O avut de crew replenishment. Mă chioresc și o țără. De 5-4, easy target. Câți? Chat? Ce-a fost lovitura aia? Sus proiectilul prost? O arătat animația Prosperi Play? Ambele? Dacă e tras în turelă, n-avea voie să fac așa. La 300 pen pe laterală. În fine. Oh, da, clasic, ți-a luat unul, de evident. Și mă, trebuie să stai să te repare. Ce porcărie, mă. Și din ce am înțeles, chat, au fost la 100 de puncte de nuke. Din păcate, nu a apucat să-l dea. Ok, aia a murit în stânga, ar trebui să verifici că mai mai inamic, e Brennus-ul. A murit, dacă verificai mai repede, poate îl scoteai. 7 kill-uri, 8 minute. Ce să zic, un gameplay cu IS-7 foarte scurt și obiect și bun. Deși ai întâlnit inamici care puteau să te penetreze toți, le-ai făcut față. Lejer. Frumos. Frumos. Mi-a plăcut. Chat. Da, ăsta a fost meciul. Sper că v-a plăcut. Dați-vă joc părerea. Primul IS-7 pe canal. Sperăm la cât mai multe. Urmează 100, ia ziceți. Nu știu dacă și când o să primim, dar poate primim. Dar bun, chat. Vă salut, mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați, eu sunt tot aici și ne vedem pe viitor, într-un viitor, următor episod și tot așa. Ok. Era să mă pierd în cuvinte. Bun, ciao.